Bună ziua și bine ați venit la webinarul de astăzi. Numele meu este Liviu Băjenaru și sunt BIM Application Engineer în cadrul companiei MNM Mășini România, partener Platinum Autodesk. Astăzi vom discuta despre proiectarea structurilor metalice ca parte componentă a proiectelor BIM. Proiectarea în domeniul construcțiilor a evoluat către un mod de lucru complex, integrat și conectat, ce poartă numele de Building Information Modeling, BIM mai pe scurt. În acest context, vă voi prezenta un scenariu de lucru pe care proiectanții de structuri metalice îl pot adopta pentru a face față acestui nou mod de a face proiectare. În acest sens, Autodesk pune la dispoziția proiectanților de structuri un pachet de aplicații care să-i ajute să livreze proiectele conform cerințelor BIM. Acest pachet se numește Colecția AEC. Bun. Pachetul de aplicații Colecția AEC este dezvoltat în jurul aplicației Revit, principalul motor de dezvoltare a modelului digital. Al clădirii conform cerințelor BIM. Însă, în funcție de BIM use case-urile cerute în cadrul proiectului, mai avem nevoie și de aplicații suplimentare față de revit, pentru a putea livra ceea ce clientul are nevoie. Pentru a înțelege mai bine cum se pot folosi într-un mod eficient și integrat aplicațiile din uh, această colecție, am pregătit în continuare o listă cu pașii ce trebuie parcurși. Pentru a pregăti și livra un proiect de structură metalică conform cerințelor BIM. Având în vedere că modelul digital al clădirii va fi un model realizat în Revit, atunci primul pas îl vom face în această aplicație. Iar pentru un proiectant de structuri, primul pas înseamnă să primească tema de proiectare de la uh, arhitect. Uh, uh, scenariul despre care vă vorbesc acum se bazează pe ideea că și arhitectul utilizează tot aplicația uh, Revit pentru a-și crea modelul de arhitectură. Uh, este cel mai eficient mod de lucru utilizând uh, colecția EC. Se poate uh, imagina un scenariu similar și, în ideea în care arhitectura este primită din alte aplicații și se poate utiliza un fișier de în format IFC sau chiar fișiere de tip DVG. Însă, în situația noastră, vom considera ipoteza ideală în care toate specialitățile utilizează platforma Revit. Și atunci, în pasul 1, avem nevoie să introducem modelul de arhitectură în. Modelul nostru de structură, prin utilizarea comenzii Link Revit. Odată făcut acest lucru, mai departe putem cu ușurință să configurăm și să propunem o structură de rezistență, având pe fundal, ca referință, proiectul de arhitectură. Iar odată ce facem acest lucru putem după aceea să facem ajustări, să pregătim acest, această structură, modelul analitic mai, mai bine spus al acestei structuri, pentru export către un program de calcul cu element finit. Pentru exemplificare, v-am pregătit o structură pe care o vom trece prin toți acești pași. Pas, pasul 1, și după aceea, o să vedem și cu pașii următori uh, cum se face acest lucru. Ceea ce vedeți pe ecran este modelul de arhitectură uh, importat în Revit, utilizând comanda Insert Link Revit. Pe baza acestui model uh, se uh, poate crea structura de rezistență iată-o generată în, în, același model, în același fișier. Da? Și în felul acesta putem să fim siguri că avem o corelare între arhitectură și rezistență. Pentru a fi mai ușor să modelați structura de rezistență, puteți utiliza vederile clasice din Revit, însă puteți utiliza din meniul Collaborate și comanda de Copy Monitor, pentru a putea copia deja niște elemente propuse de arhitect, de exemplu, poziția stâlpilor, poziția grinzilor, planșeelor, da? să nu trească să le facem de la zero în Revit. Odată ce am propus o structură de rezistență, următorul pas este modelul analitic. Da? Avem, practic, modelul matematic care poate fi considerat în, în calcul. Acest model analitic poate fi exportat către uh, robot, uh, lucru pe care îl vom vedea în pasul următor. Acest model analitic da, poate fi ajustat din meniu Analyze. Avem aici Adjust Analytical Model și utilizatorul poate să uh, tragă de noduri, de elemente, să le aducă în poziția de calcul corectă conform experienței proprii. Pasul 2 înseamnă exportul structurii către Robot Structural Analysis Professional. Revit și robot au o integrare directă. Există un buton de send to robot și update from robot în uh, Revit, astfel încât comunicarea este bidirecțională și uh, orice modificare fac în unul dintre programe o pot transmite către celălalt. Acest lucru ne permite uh, o mai bună comunicare. Uh, între cele două softuri și o corelare bună între modelul de calcul și modelul real digital pe care îl vom prelucra mai departe în continuare. În robot, pe care îl consider pasul 3 pe care îl vom face în acest flux de lucru, vom face calculul static și dinamic al modelului, vom modela pe structură încărcări statice și calcul seismic, Vom dimensiona uh, elementele din oțel. Uh, putem face chiar și anumite tipuri de îmbinări, uh, să le dimensionăm, să le verificăm în, uh, în robot. Uh, de asemenea, putem uh, genera și un breviar de calcul uh, care poate fi adăugat la documentația uh, proiectului. După care, în pasul 4 se revine cu structura dimensionată înapoi în Revit pentru a avea varianta finală de structură pentru detaliere mai departe. Vom exemplifica mai departe în modelul nostru pe care l-am început și l-ați văzut acești pași pentru a vedea cum arată structura noastră în robot. Întorcându-le la modelul nostru, la exemplu nostru, putem vedea structura deja exportată în robot. Ceea ce vedeți pe lateral sunt niște elemente specifice programului de calcul, se numesc blindaje sau cladding și îmi permit distribuția încărcărilor pe elementele de tip stâlp și grins conform ariei aferente fără a mai fi nevoie să fac eu calcul. De aceea sunt elemente care se vor regăsi aici în robot, dar nu se vor regăsi și în Revit. În robot putem defini cazurile de încărcări, seismul, combinații automate, avem la dispoziție Uh, mai multe uh, coduri de dimensionare. În principal avem uh, eurocodurile inclusiv anexe naționale pentru România precum și alte țări. Uh, de asemenea avem încărcarea din uh, SEIS pe care o generează automat uh, programul. Uh, odată uh, definite încărcările pe structură, da, combinațiile, după cum le vedeți aici, SLU, SLEN, accidental sunt generate automat de către uh, robot, fără să fie nevoie să uh, facem noi uh, atât de multe uh, combinații. Iată, un întreg șir de combinații generate automat. Da? Uh, iar după calculul structurii, putem face o dimensionare, verificarea elementelor și putem să vedem. Care este rația de utilizare a secțiunii transversale pentru grinzi, stâlpi, ferme, contravântuiri, panet și așa mai departe? Există și un modul de îmbinări. Putem calcula, iată, și îmbinări pe structurile metalice. Iar odată ce am făcut această dimensionare în robot, putem să ne întoarcem în revit cu structura dimensionată. Elementele vor prelua uh, dimensiunile pe care le-am dat aici în, uh, în robot, le vor prelua și în uh, revit atunci când dăm update modelului din robot. Pasul 5 în fluxul nostru de lucru înseamnă să ne întoarcem cu structura înapoi în Revit după ce am făcut calculul și dimensionarea structurii. Astfel încât în Revit vom avea structura actualizată pe baza rezultatelor din Robot. În continuare la acest pas se va trece la modelarea îmbinărilor între elementele metalice dar cu precizarea că acest pas poate fi, această operațiune poate fi făcută aici în pasul 5 în Revit, dar foarte bine poate fi făcută și în pasul următor când exportăm structura în Advanced Steel. Putem face în ambele moduri din cauza faptului că biblioteca de îmbinări din Revit este aceeași cu cea din Advanced Steel, inclusiv ferestrele de definire a îmbinărilor. Okay. În afară de acest lucru, Uh, mai avem de făcut aici uh, modelarea și uh, armarea fundațiilor sau altor elemente uh, din beton care pot apărea la o structură, inclusiv la o structură metalică, de exemplu, uh, planșele uh, compozite. Și, bineînțeles, uh, vom genera în Revit desenele de execuție pentru elementele din beton armat. Ok, vreau să mai fac o precizare apropo de modelarea în binărilor. Unde să o facem? Aici sau în advanced style? Aici e o, un motiv de alegere specific fiecărui utilizator. Se pot face în Revit și dacă mă obișnuiesc să lucrez uh, cu Revit-ul, s-ar putea să am unele avantaje, pentru că practic în Revit pot să uh, profit de funcționalitatea de uh, uh, work sharing pe care o are revit -ul. Și pot să lucrez mai multe persoane în același timp pentru a finaliza partea de minări. Și avem stilul are un sharing, dar nu e atât de performant precum revit -ul. Iar dacă la Revit mai adăugăm și BIM 360 Design, platforma care merge peste BIM 360 Docs, beneficiem cu adevărat de acest concept care se numește Connected BIM. Nu avem doar BIM, avem specialitățile conectate pe o platformă comună, Common Data Environment. Iar chiar și worksharing-ul se poate face pe BIM 360 Design și modelul central poate sta în cloud, astfel încât poate fi accesat de toți utilizatorii, modelatorii doar pe bază de acces la internet și pe bază de username și parolă. Exportul către Advanced Steel se face prin intermediul unui fișier de tip SMLX, legătura este de asemenea bidirecțională la fel ca și în cazul legăturii dintre Revit și Advanced Steel și între Revit și robot. Doar că între Revit și robot era suficient să am deschis fișierul de Revit, îi dădeam export, îmi deschidea automat robotul și obțineam structura acolo, fără a fi nevoie de un fișier intermediar. În cazul Revit Advanced Steel, se salvează acest fișier, se dă export, se salvează acest fișier X, se deschide Advanced steel acolo avem opțiunea de import, selectăm fișierul MLX și se deschide în Advanced Steel. O mică diferență între cele două. Iar în pasul următor, am ajuns în Advanced Steel iar aici, dacă este nevoie, mai facem o verificare adițională a modelului. O verificare de coliziune putem face și în Revit și în Advanced Steel și o să vedem mai încolo că putem face și în Navisworks. Însă cu ce vine în plus Advanced Steel-ul este că are o verificare de tip Tehnica modelului, adică va verifica dacă Avem șuruburi sau găuri la distanțe conform normativului față de marginea piesei da? Să nu avem mai puțin de un diametru jumate sau două față de marginea piesei Sau dacă distanța dintre șuruburi este mai mică de 3 diametre Ne va da avertizări de genul acesta Sau dacă e loc suficient să strângi șurubul cu cheia da, deci verificări de genul ăsta ne ajută foarte mult în Advanced Steel. Dacă avem toate îmbinările modelate direct în Revit, le obținem aici, nu mai e nevoie să modelăm și îmbinările. Dacă am ales cealaltă variantă în care obținem doar elementele dimensionate, putem face aici în La final, când exportăm înapoi în Revit, avem structura cu tot cu Încă un lucru foarte util în Advanced Steel este că putem verifica capacitatea ambinărilor. Capacitatea portantă ambinărilor, să vedem dacă sunt dimensionate corect. V-am spus că putem face, verifica ambinări și în robot, dar acolo sunt câteva binări importante, gen stâlp, grindă, baza stâlpului. Da? Aici putem verifica mai multe tipuri de îmbinări secundare între contravântuiri, contravântuiri de acoperiș, aproape orice tip de miner o putem verifica în advent stil. Eforturile lungurile din robot. Mai avem, odată ce am făcut acest paș, mai avem de făcut decât numerotarea pieselor și generarea documentației de fabricație a Pieselor. Lucru pe care nu l putem face în Revit, de aceea uh, suntem nevoiți să venim cu modelul în Advanced Steel. Iar da? odată cu generarea documentației de fabricație, generăm și listele de cantități extrasele de laminate uh, pentru structură. Întorcându-ne la exemplul nostru, iată structura importată în uh, Advanced Steel, uh, de data aceasta cu tot combinările uh, modelate. Putem chiar vedea mai de aproape uh, aceste îmbinări, da? bază stâlpului, îmbinări între grindă, între grinzi și stâlp, îmbinări secundare, da, elemente uh, îmbinări între grinzile secundare și fermă, da? Iar odată ce am uh, definitivat și verificat modelul, se pot genera planșe. Ansamblaje da? grinzi, ferme, vederi de cadre, piese simple, debitări, chiar și o vedere 3D de ansamblu a structurii. După ce am terminat cu modificările și ajustările în Advanced Steel, Pasul următor este exportul structurii înapoi în Revit pentru a avea și în modelul nostru digital structura finală disponibilă. Dacă toate îmbinările au fă fost făcute în Revit și structura a fost trimisă în Advanced Steel doar pentru generarea desenelor Nu mai este neapărat nevoie să exportăm înapoi în Revit structura din Advanced Steel Dacă în schimb am mers pe cealaltă variantă în care am făcut îmbinările în Advanced Steel Este util să exportăm înapoi structura în Revit pentru a avea structura cu tot cu da? Precizez din nou, exportul se face prin acel fișier de timp smlx Și ultimul pas pe care îl avem de făcut este exportul structurii către Navisworks Ultima aplicație despre care o să vă vorbesc este Navisworks iar acest pas va fi necesar dacă vă ocupați și de coordonare interdisciplinară. Dacă altcineva se ocupă de coordonare interdisciplinară, va trebui să-i dau modelul de structură de rezistență în format Navisworks pentru a-l putea folosi în coordonare interdisciplinară, iarăși o verificare de coliziuni de data aceasta numai între elementele de structură între ele, ci și între structura de rezistență și celelalte uh, specialități, de exemplu, elemente de arhitectură sau uh, echipamente sau instalații sau uh, uh, conducte, țev și ce mai avem prin uh, structură. În Navisorg se face agregarea modelelor de la toate specialitățile. Iar Navisource mă ajută să fac această agregare chiar dacă softurile pe care le utilizez sunt diferite de la o specialitate la alta. Dacă este Revit pe toate specialitățile, este cu atât mai ușor să fac această integrare pentru că discutăm de un singur producător. Iar modelul poate fi trimis către Navisworks fie din Revit fie din Advanced Steel. Este același lucru, avem ambele variante disponibile. I-am zis pasul nou ultimul pas, dar practic acest pas poate să fie și intercalat între ceilalți pași, pentru că coordonarea interdisciplinară este util să se facă din timpul proiectării și nu doar la final. Pentru că în felul acesta pot să anticipez problemele și să le rezolv din mers și nu trebuie să finalizez modelul și până mă să o iau de la capăt să modific și să corectez problemele care, care apar din coordonare interdisciplinară. Iar aceste uh, puncte de coordonare interdisciplinară trebuie specificate de la începutul proiectului. Nu trebuie făcut uh, nici acest lucru haotic, altfel nu mai termin niciodată cu proiectarea, tot făcând la fiecare pas o coordonare. Ok. Acestea fiind spuse toți acești pași pe care vi-am prezentat și implică folosirea mai multor uh, softuri, le puteți învăța uh, participând la cursurile noastre uh, de Revit, Advanced Steel, Robot, Navisworks, cursuri care în perioada asta le desfășurăm uh, online uh, cu instructor live, se poate uh, se poate comunica, se, poate, se pot pune întrebări și uh, da lămuriri din timpul cursului. Iar cursurile pe fiecare uh, soft în parte este gândit și vine cu explicații care uh, să vă ajute într-un flux de lucru. Nu este doar uh, să învățăm butoanele din programul respectiv, ci sunt gândite uh, astfel încât uh, să vă ajute... Uh, pe acest flux pe care vi l-am prezentat uh, astăzi. Nu uitați să verificați paginile noastre de internet, LinkedIn și Facebook, unde veți găsi informații legate de uh, webinarii ca acesta de astăzi, sau articole de blog, uh, promoții și oferte uh, de uh, soft. Așa că, acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la următorul webinar. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi scrieți pe adresa de mail de pe ecran. Vă urez în continuare o zi frumoasă și spor la treabă!